N-am discutat despre nicio altă taxă, am văzut că se titra pe televiziune ce taxe mai pregătește Coaliția și Guvernul Românilor, nicio taxă. Din potrivă, vrem să adoptăm măsuri care să le facă viața mai ușoară și lor și mediului de afaceri. Nu vom adopta nicio taxă în plus pentru români, ca să fie foarte clar, și sper să se rețină această declarație a mea. De asemenea, nu vom modifica nicio procedură de impozitare care să producă de servicii unor companii care, companiilor cinstite, cele care sunt în zona de evaziune fiscală, sigur că o să fie supărat. Nu renunț la nimic din ceea ce a vorbit în campanie electorală, și anume să facem un așa fel încât mediul fiscal și mediul de afaceri din România să fie atractiv, predictibil și stimulativ. De ce apar aceste măsuri în noul program de guvernare? Să lămurim. Am mai discutat de vreo 244 de ori de omnișoară. Există niște măsuri, va rămâne din ianuarie 2018? Din 1 ianuarie 2018 nu mai poate rămâne acel impozit pe gospodărie, pentru că el deja a fost compromis din cauza sau datorită întârzierilor din ultimele luni de zile. În schimb, impozitul pe venitul global sau globalizarea veniturilor este o opțiune care în continuare importantă pentru noi, care poate fi aplicată sau nu în anul viitor, dar într-un pachet mai mare de schimbarea sistemului de impozitare, care să elimine birocrația și care să producă mai multe venituri pentru români.